La momentul în care s-a făcut anunțul cu faptul că aceasta este propunerea coaliției ca Viorica Dăncilă să fie prim-ministru, viața dumneavoastră, în mod evident, s-a schimbat radical. Ați intrat în dezbatere publică, a fost analizată și în dungă, de la cum vă îmbrăcați, la coafură, la locul de unde veniți. În partid a fost întrebată dacă știți vilele de protocol ale serviciilor secrete și cum este normal, pe undeva, într-o societate democratică, au fost și niște derapaje și niște lucruri cum din nou se întâmplă, dar cumva pe unde e normal, mai ales acolo unde nu e informație, mai ales acolo unde oamenii nu cunosc prea mult, curiozitatea crește și unii încearcă să profite de această curiozitate. Domnul Dăncilă, desigur, v-am ascultat cu foarte multă atenție și constat cu interes că stăpâniți lucruri, că spuneți chiar ce nu s-a făcut, chestiuni, probleme reale din vechea guvernare, vorbiți despre problemele pe care trebuie să le rezolvați și o să ne întoarcem la ele. Dar vreau să facem totuși o paranteză pentru toți cei care au fost foarte curioși și sunt în continuare curioși să știe cine este Viorica Dăncilă, ce fel de om este, care sunt lucrurile, că mulți au încercat în acele zile, mai ales cei care ar fi vrut să nu fiți nominalizată, căutau să vadă dacă găsesc ceva în trecutul dumneavoastră, dacă e ceva care ar putea să vă compromită și să lase PSD-ul în aer. Ce ați putea să le spuneți oamenilor despre dumneavoastră și despre cine sunteți dumneavoastră cu adevărat? Sunt un om obișnuit, un om pe care poți să-l întâlnești într-un magazin, poți să-l întâlnești pe stradă, poți să-l întâlnești într-o sală de spectacole, un om obișnuit, modest și discret. Și cred că acest lucru l-am demonstrat în cei 20 și ceva de ani de când fac politică. Am fost un om echilibrat, voi rămâne un om echilibrat, am fost un om modest, funcția nu mă schimbă, voi fi același om modest și cred că toți cei care mă cunosc pot să confirme acest lucru. Am crescut într-o familie modestă, sunt singurul copil la părinți, sunt căsătorită, anul acesta fac 35 de ani de căsătorie. Mulțumesc! Mulțumesc! Am un băiat căsătorit, pot să spun că din familia mea mai fac parte un cățel și un motan, iubesc animalele, iubesc florile, iubesc natura și iubesc oamenii. Și cred că acest lucru este important, pentru că avem nevoie de echilibru și avem nevoie de oameni care iubesc oamenii. Am văzut în ultima perioadă că oamenii au încercat să nu le mai pese de cei din jurul lor. Ei bine, mie îmi pasă și cred că în calitatea pe care o am de prim-ministru pot arăta acest lucru. Pot să arăt că îmi pasă de fiecare om și că voi încerca pentru fiecare om să empatizez cu el și să văd care sunt problemele pe care le are. Nu voi putea rezolva tot, sunt conștientă de acest lucru, dar am o responsabilitate mare față de România și de români. Din punct de vedere al activității profesionale și politice, de profesie sunt inginer, am terminat Facultatea de Petrol și Gaze în anul 1988, am fost repartizată în Telorman. Am practicat meseria de inginer în cadrul Petrom SA, pe urmă OMV Petrom SA. Am predat în același timp și la liceu, după cum știți, erau cursuri profesionale, cursuri serale, cursuri de specialitate, am predat specialitatea mea. Am terminat pe urmă masterul în spațiu public european la SNSPA și din 2009, din ianuarie 2009, am fost europarlamentar și am reprezentat România în Parlamentul European. În calitate de europarlamentar, 9 ani de zile am fost în Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală, am fost vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, în Comisia pentru Dezvoltare Regională, deci două comisii foarte importante pentru România și de interes pentru România, și în Comisia pentru Drepturile Femei și Egalitatea de Gen. Nu mi-am dorit să fiu prim-ministru.
Nu am luat în calcul acest lucru, dar am beneficiat de încrederea colegilor mei. Am beneficiat de încrederea multor oameni pe care nu vreau să-i dezamăgesc. Și pentru că vorbeați de ceea ce a apărut în spațiu public, toți îmi spuneau să nu privesc. Am privit, pentru că am vrut să văd ce gândesc oamenii despre mine și ce gândesc oameni care nu m-au cunoscut. V-a afectat când erați poate jignită? S-au întâmplat? Da, au fost cazuri? Da, aș putea spune că m-a afectat, pentru că nu sunt un om care să nu-i pese de ceea ce se spune în jurul lui. M-a afectat că s-au spus multe neadevăruri și au fost spuse multe lucruri de oameni care nu știau absolut nimic despre mine. Dar în același timp m-a și ambiționat. Vreau să le demonstrez tuturor care au avut încredere în mine că nu îi dezamăgesc, iar cei care m-au criticat vreau să le dovedesc că au greșit. Este o ambiție personală, este o datorie a mea față de cei care m-au susținut să ocup funcția de prim-ministru. Domnul prim-ministru, sunteți prima femeie prim-ministru din istoria României. Și ajungeți să fiți prim-ministru într-un moment foarte complicat. Probabil că cei care ne urmăresc la această oră înțeleg foarte bine la ce mă refer. Momentul este așa de complicat încât în anul în care împlinim 100 de ani, în anul în care probabil ar fi trebuit să încercăm să vizualizăm, nu doar așa să povestim, cum vom dezvolta România, cum o vom face să fie mai vizibilă, mai puternică, cum vom încerca să transformăm această țară și zonele care trebuie transformate. Sunt atât de multe probleme. E o sărăcie într-atât de mare în atât de multe zone ale țării. Pe de altă parte, sunt mulți care au plecat și pe care poate am avea nevoie înapoi pentru a putea să continuăm dezvoltarea României. Problemele de educație, problemele de sănătate, de infrastructură și atât de multe lucruri pe care ar fi trebuit să le discutăm. Nu se poate discuta pentru că există o metodă foarte bună pentru a controla lucrurile. Să-i împarți și să-i controlezi. Suntem împărțiți în două tabere și auzim chiar de la nivel foarte înalt. Ăștia sunt penalii, iar ceilalți, uneori pe bună dreptate, alteori exagerând, ăștia sunt securiștii, ăștia sunt statul paralel, ăștia sunt fanaticii. Și sigur, că asta nu este doar așa o problemă de retorică, e o problemă de fond. Ce vedem noi zilele astea, când ne spune doamna procuror Mihaela Iorga Moraru, când ne spune Curtea Constituțională, când ne spun instanțele, când ne spun înregistrările, vocile lor, chiar ei din interior ni le spun. Parcă suntem așa la un meci în care există o echipă, un meci de fotbal, există o echipă care joacă cu o altă echipă. Și această echipă, în ciuda faptului că nu, ei fac parte din aceeași țară, încep să-i cotorogească pe ea, să le dea capete în gură, să le dea cu crampoanele, să-i lovească în stomac, să îi ciomăgească pur și simplu, să ia cu capul și să-i dea cu, să-i lovească de bara porții. Și suporterii, ei nu sunt majoritari, dar există o categorie de suporteri a acestei echipe care aplaudă frenetic și spun da, dă-le și mai tare, și mai tare. Auzeam pe oameni în aceste zile care vedeau că probele sunt măsluite, că dosarele sunt făcute, că există o bătălie pe viață și pe moarte și că sunt oameni eliminați și ziceau, da, e foarte bine așa. Iar dumneavoastră sunteți prim-ministru în acest context. Într-un context în care nu există, ce să zici de România, ce să zici de a încerca să construim ceva. Cum puteți și ce strategie aveți să fiți prim-ministru peste o astfel de țară? Într-adevăr, contextul nu este ușor. Există o mare radicalizare. Oamenii au uitat să se adune pe proiecte importante, pe lucruri importante. Au ajuns să se bucure unul de rău altuia. Este greu să schimb mentalitatea. Dar am să încerc acest lucru. Dincolo de faptul că sunt femeie și mulți au spus o femeie este mai sensibilă, este, într-adevăr, sensibilitatea nu exclude fermitatea și dorința de a schimba lucrurile.
Vreau ca oamenii să creadă în dreptate și să creadă că se poate face ceva pentru ei. Iar eu sunt convinsă că pot să fac acest lucru. Am mers cu un semnal și în Parlamentul României și l-am repetat pentru toți. Nu există numai să critici, trebuie să vii și cu soluții. Dacă oamenii care critică astăzi, cei din opoziție, știu că rolul opoziției este să critici, dar dacă vin cu un proiect important, proiectul lor îl voi lua în calcul. Trebuie să învețe să lucreze altfel. 9 ani am lucrat la Bruxelles. Practic, și întindeți acum o mână în direct opoziție și spuneți, dacă aveți proiecte, veniți să stăm de vorbă să vedem ce putem face? Da, pe proiecte importante cred că trebuie să învățăm practica altor țări. Eu am lucrat la Bruxelles și pe proiecte importante vorbeam și colegii din PNL și colegii din alte partide, colegi din alte grupuri politice, astfel încât pentru un proiect important pentru țară să avem toți aceeași opinie și să mergem în aceeași direcție. Da, știți că, din poate păcate, și România, cei de aici învață acest lucru. În momentul de față, puterea cu opoziția au încetat să aibă un dialog. În Parlament există jigniri și un fel de conflict care de foarte multe ori degenerează. Credeți că e posibil cu adevărat să existe nu doar așa un dialog de fațadă, o mână întinsă doar așa pentru poză? E posibil ca cei de la guvernare să se așeze, să discute proiecte chiar și cu adversarii lor politici? Domnul Gădea, trebuie să înțeleagă că omul, când ajunge acasă, s-a săturat să vadă acest circ. Nu-l ajută acest lucru. Trebuie să înțeleagă că oamenii vor să vii cu ceva constructiv, ceva pozitiv. În momentul în care te duci și faci circ în Parlamentul României, în momentul în care jignești, în momentul în care critici, dar nu vii cu ceva în schimb, trebuie să înțeleagă aceea că singur se discreditează în fața opiniei publice și în fața cetățenilor. Trebuie să vadă că acest lucru poate a mers odată, dar a ajuns la saturație și cred că acest lucru nu mai merge în continuare. Cred că cei care spuneți dumneavoastră că aplaudă de pe margine vor fi cei care vor rămâne pe margine, pentru că societatea a evoluat și ei trebuie să evolueze în același ritm cu societatea. Iar eu, prin echilibru și prin dorința de a uni, nu a dezbina, am întins o mână tuturor, și celor din opoziție, și celor care până acum nu i-a ascultat nimeni și trebuie să-i asculte cineva, și celor care au proiecte foarte bune. Vorbeam mai înainte de faptul că am fost la Cotroceni și am vorbit cu domnul președinte. Am spus acest lucru din start, vreau o relație interinstituțională bună și cu o cooperare pe proiecte importante pentru țară, președinție, guvern, parlament. Este ceva constructiv și este ceva de normalitate. Dar, din păcate, în România, în ultima perioadă, normalitatea a devenit ceva anormal. Trebuie să intrăm pe parametrii normali dacă vrem să vorbim de dezvoltare, dacă vrem să vorbim despre lucruri bune. Ceea ce se întâmplă acum în Parlament nu ne face bine. Toate lucrurile acestea nu le vedem numai noi. Le văd și cei din afară. Săptămâna viitoare plec la Bruxelles. Am deschis relațiile de cooperare cu foarte multe state. Am discutat cu ambasadori. Voi discuta și cu alți ambasadori. Voi avea deplasări externe. Să ne oprim un pic aici. Ați avut o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite. Și au apărut așa tot felul de informații despre modul în care ar fi evoluat această discuție. A existat chiar un comunicat din partea ambasadei Statelor Unite în care s-a spus că s-a vorbit, cred că a fost un răspuns la o întrebare din partea presei, și despre legile justiției. Ce ne puteți spune? Sunteți primul ministru al țării noastre. Ce ne puteți spune despre întâlnirea cu ambasadorul Statelor Unite? Cum a evoluat această discuție? A fost un reproș din partea domniei sale cu privire la legile justiției sau care a fost abordarea? Nu, a fost o abordare punctuală din partea mea, am avut o discuție din partea dumneavoastră punctuală, în a apăra interesele României și ceea ce cred că este, ce am crezut și ceea ce cred că este benefic pentru România. A fost o întâlnire foarte bună cu domnul ambasador. I-am explicat domnului ambasador lucrurile pe care noi le vrem pentru România. Ca prim-ministru am arătat ceea ce îmi doresc pentru țara în care sunt premier. Domnul ambasador
mi-a răspuns la fiecare punct pe care l-am adus în atenția dumnealui, legat și de aderarea noastră la OCDE și de ridicarea vizelor și de investitorii americani pe care îi așteptăm în România și care, pe care noi încurajăm să vină în România. Despre legile justiției nu am discutat. A fost o abordare foarte scurtă despre justiție, a apărut atunci în spațiu public acele înregistrări, m-a întrebat ce părere am, i-am spus că sunt îngrijorată de ceea ce a ieșit în spațiu public și sunt îngrijorată și din punctul meu personal, pentru că am văzut că într-una din aceste emisiuni se vorbea despre dosar făcut unui premier. Eu sunt premier și mă gândesc dacă este real, nu știu dacă este sau nu este, dar dacă este real, acest lucru mi se poate întâmpla și mie. Și legat tot de legile justiției, ultimul lucru la care am făcut referire a fost că eu împărtășesc punctul de vedere al președintelui Statelor Unite și, bineînțeles, că și dumnealui ca ambasador împărtășește același punct de vedere. Asta a fost singur. Punctul de vedere al președintelui în ce sens? Am văzut postarea domnului președinte Donald Trump de pe 10 februarie pe Twitter, în care spunea că pot fi judecați și acuzați oameni nevinovați și că acest, nu vi le redau, nu vă redau citat, vă explic ceea ce vrea să spună mesajul dumnealui și că acest lucru poate ruina vieți și că cine poate da înapoi o viață pe care deja ai distrus-o. Am spus că asta trebuie să se întâmple și la noi, să avem încredere în justiție, dar în același timp să nu avem cazuri în care să ne încadrăm în ceea ce a subliniat domnul președinte Donald Trump. Aceasta a fost singura discuție. Nu, domnul ambasador nu a venit cu niciun fel de punct care se refere la legile justiției și nu am vorbit despre legile justiției.